Salutare prieteni, sunt Dragoș de la Olai România. Prezentarea detaliată a lanternei Olight Perun 2. O să încep cu experiența de unboxing. Îmi plac foarte mult cutiile astea, modul în care Olight ambalează produsele, o atenție la detalii fantastic de mare. Ok, cutiuța este cu magnet. Un mesaj frumos, aici avem două protecții ce trebuie scoase, protecția de la baterie și cea de pe lentilă. Lanterna stă frumos aici într-un burețel, sper să se vadă. Ok. Avem cutiuța cu accesorii, o parte din accesorii aici, Ok, și scoatem lanternuța din burețel și a doua cutiuță cu celelalte accesorii. Cu da? mulțumesc, mesajul Classico Ok, eu l am desfăcut deja, să nu-mi pierd timpul. Deci, asta este lanternuța. Cutiuțele astea le dăm deoparte. avem prinderea, prinderea de, de, cap, avem încărcătorul magnetic, șnurul de mână și un tool foarte interesant cu care ne ajută să introducem șnurul de mână. Foarte mișto light, că te-ai gândit la asta. Da? așa că un cârlig, foarte interesant. Să terminăm repede cu accesoriile. Deci ăsta este șnurul de mână, bine cunoscut de la Olight, este puțin diferit de, de restul, e mai țapăn, așa mi se pare, firul ăsta e mai gros, foarte în regulă. Ok. Avem suportul de cap, este diferit de modelul vechi de pe și de cel de la H2R, dar o să discutăm mai târziu despre el. Da? Îl lăsăm deoparte. Cablu de reîncărcare magnetic, ăsta se lipește aici pe fundul lanternei, ăsta se introduce în orice sursă de curent. Încărcător de la telefon, tabletă, calculator, mufa de la calculator, în orice, dacă doriți să o încărcăm și rapid, folosiți un încărcător de minim 2A, nu contează cât e de mare și lanterna se va încărca rapid, că avem un acumulator foarte mare, deci o să dureze ceva, avem 5000 de miliamperi. Ok, lanternuța, ăsta sunt, ăsta îl dăm la o parte, da? că va lua foc și desfacem lanterna de aici, Acum toată partea asta este dintr-o bucată. Scoatem protecția asta. O să vă arăt și acumulatorul. Este 21700 de 4000 de mAh. Este un acumulator cu descărcare mare. Să, dacă îl scoateți de acolo, să-l introduceți cum l-ați băgat acumulator de tipul ăsta 21700 sunt și alimentează mașinile Tesla electrice. Ok. Acum lanterna este, este, funcțională, se operează doar de la butonul ăsta. Este puțin mai groasă, mie îmi place, este mult mai cum să spun eu parcă pe era puțin mai subțire, era așa, părea destul de nu știu, nu era proporțional. Ăsta acum mi se pare mai rea, așa, mai serioasă, e puțin, nu e grea, nu e mult mai grea ca cealaltă, în diferență de, 10-20 de grame, parcă. Tot o să fac diferență cu modelele vechi pe unii respectiv H2R pentru că sunt foarte multe lanterne pe piață sunt cele mai vândute lanterne din segmentul ăsta multifuncțional de mână, da? frontale și sunt foarte multe unități pe piață. Clipsul de buzunar vine montat, se poate și scoate bineînțeles. Ok, îl lăsăm deocamdată. Avem aici un senzor de, senzorul de apropiere pentru că lanterna pe modul maxim, generează dublu click da, pentru modul maxim e o căldură foarte mare iar dacă am pune un obiect acum în față și n-am avea senzorul ăsta obiectul ăla s-ar topi dacă ar fi ceva din plastic și observați de lumina e o chestie pentru protecție protecția noastră senzorul funcționează foarte aproape da? cum am luat obiectul priviți cum crește imediat cum se vă vezi. Deci crește instantaneu. Senzorul funcționează doar pe modul turbo. Da? Pe modul mare merge în regulă. Da? Ok. Deci avem la o apăsare simplă lanterna pornește. Pe aceeași interfață de utilizare. Deci odată pornită ținem apăsat lung pe buton. Iar lanterna 1, 2, 1, 2, 3. Da, avem cele trei moduri principale unde ne oprim. Dacă ne oprim aici, ea așa va porni. Ok, mai avem modul uh, turbo, mod ce se accesează indiferent de cum e lanterna la oprită sau pornită, prin dublu click. Da? accesăm modul direct, modul turbo, că ăsta, la nevoie trebuie să-l accesezi repede, nu mai stai să freci modurile alea, e foarte mișto gândită. Și mai avem și un mod mic, Moonlight, de 5 lumeni, la fel ăsta îl accesăm destul de rar și o l-ai la scos din între astea 3 moduri, da? mic, mediu, mare. Deci asta nu e modul mic, ce vedeți acum, nu e modul Moonlight pentru că asta se folosește destul de rar, dar el există și se accesează cu lanterna oprită, apăsăm și ținem apăsat până se aprinde, apoi luăm mâna. Da, acum, ăsta este modul mic de 5 lumeni, mod de veche, puteți să dormiți cu el, să o lăsați la nesfârșit aprinsă, că ea are o autonomie pe modul ăsta de 12 zile jumate, în mod continuu. Da. Uh. Apoi, dacă vrem să ieșim din el, ținem lung apăsat și la fel crește. Lanterna este prevăzută și cu al doilea sistem de securitate pe lângă modul ăsta, dar să nu se aprindă accidental. Ținem lung apăsat pe asta, lanterna va porni și apoi se oprește. Dar continuăm să ținem apăsat, deci intrăm el și apoi se oprește. E, în momentul ăsta, acum luăm mâna, este blocată și ne semnalizează în felul ăsta, adică ea nu rămâne aprinsă când apăs. Da? Iar o chestie foarte interesantă, pentru că cu ea oprită, da? nu știi ce se întâmplă câteodată dacă e așa trezit în somn da? și atunci dacă apeși pe asta, ai lumina aia care ai nevoie, îți dai seama, ți-a apăsat lung și ea iese din da? Foarte simplu. Da? Încă o dată vă arăt, acum e blocată, vrem să ieșim, ținem lung apăsat a clipocit și a ieșit din mod acum asta. Informațiile sunt și în manual, dar am vrut să vă arăt. Deci cam asta este mare și în fine mai avem triplu click SOS, un mod foarte folositor. În situații putem să-l folosim și dacă mergem pe bicicletă, deși puțin cam puternic s-ar să-i orbiți pe ea, rău cu mașinile, dar dacă o zonă e periculoasă, puteți merge pe sos ul ăsta și bineînțeles în cazuri de, nu știu, aveți vreo problemă, accident pe o stradă neiluminată, pe autostradă, am dat lanterna pe SOS, am așezat-o așa pe capota mașinii și fiți sigur că o să fim văzuți de ceilalți participanți ai traficului. La fel, în cazul Doamne Ferește, asta e o an nu doresc nimănui, dar dacă se întâmplă, este. ne poate salva viața, da? Cădem undeva într-o prăpastie, un... trebuie să fim găsiți de cineva. SOS-ul ăsta este și. poate fi și identificat, rămânem într-o barcă pe un lac fără motor. Deci, cei salvatorii și alți participanți cu siguranță știu ce înseamnă, da? SOS-ul ăsta, da? Um sau beacon, cum îi spun americanii, dar este și foarte vizibil, chiar dacă nu cunoști limbajul, o lumină intermitentă foarte puternă este, am citit eu undeva, nu știu, de vreo două ori mai vizibilă ca o lumină continuă, să are mai bine în ochi, deci putem fi văzuți din elicopter, deci e, e incredibil de luminoasă, de vizibilă. Deci cam astea sunt așa în mare. Încărcarea v-am spus, aveți grijă că durează destul de mult, că avem, sunt totuși 4000 de miliamperi, dacă folosim încărcarea asta de 2 amperi, se poate face calculul, deci e 2 amperi per oră, așa să zic grosomodo, nu e chiar exactă că la sfârșit el scade tensiunea să nu omoare acumulatorul, dar să zicem 2 amperi, 2000 de miliamperi per oră, deci ar trebui să se încarce undeva în 3 ore, zic eu, 3 3 ore jumate. Dacă folosim un, un adaptor USB de mare putere, dacă nu se va încărca mai greu, în fine, suntem pe un camping, în natură, folosim un panou solar, se încarcă fără probleme și și funcționează cât timp te l -a încărcat. Avem aici un LED roșu și verde, adică se face verde când e gata încărcarea. Foarte simplu, foarte intuitiv. Ăsta e la fel la toate lanternele Olight, Uh, pasionații, adică cine are clienții noștri, uh, e foarte util și pentru mine că îmi las câte un ăsta în mașină, în casă, adică nu mai trebuie să le card pe mine, unul mi-o da în tot timpul, în fine. Ok, și acum o arie foarte mare, uh, cel mai bine vorbim despre lumină în clipul de noapte că e mai ușor să vă arăt, dar ca ori, un rezumat, lanterna asta nu bate foarte, foarte departe, bate 166 de metri dar să zic vreo 100 150 de metri să face nou chiar 150, 100 să spunem. Da, Avem o arie, imaginați-vă, extrem de largă și uniformă, că asta e foarte important la o lanternă frontală. E o lanternă pe care o folosim și care să ne ajute, nu sunt prostii din alea să bată 500 de metri, dar de fapt noi mergem în camping și luminăm în cort. E o prostie, o aberație. Adică, încercați-le și o să vedeți, <laughs> pentru că ne orbesc, avem nevoie de lumină largă, ca așa. Na, de ce nu vă puneți în casă lumini concentrate, nu? dacă e așa bun? Păi nu, că ne trebuie lumină dispersată pe toată suprafața, cu cât e mai uh, aruncată mai. Egal cu atât e mai bine, distribuită la fel cu atât e mai bine și mai plăcută și neobositoare. Da? Sunt aplicații într-adevăr cum e vânătoarea, unde avem nevoie de distanțe mari, dar nu la o lanternă frontală de uscasnic. Asta o putem pune pe bicicletă, de exemplu, pe cap, bineînțeles, în fine, dar eu vă spun sincer, chiar o să vă arăt. O să aduc aici, am, am lanterna mea o să plec imediat, că nu știu unde am pus-o, în fine, pe Runu. N-am folosit-o foarte rar, o pun, folosesc suportul ăsta de cap, deoarece folosesc clipul ăsta, adică dacă am nevoie o pun pe masă și luminează drept la 90 de grade, am pană ceva, nu mai stau să o pun, o lipesc așa sau o pun pe pământ și am va lumina drept. Da? că aia este și foarte mare, normal, iar clipsul ăsta mă ajută extrem de mult, mai mult decât vă imaginați, eu vă spun din propria mea experiență de, cu H2R, cu Perun de 2-3 ani, nici mai știu de când am la internet astea, adică am avut tipul ăsta dinainte să scoat o light de la alt producător, că mi s-a părut fantastic, deci folosesc clipsul ăsta la maxim, Uh, îl pot prinde la rucsac când merg pe munte, la echipament, nu mai stau cu suportul ăla pe cap și aluminează drept, la o prin la pantalon, o să vă arăt afară la filmările de noapte, sunt nenumărate la buzunar, la geacă, de ce vreți dumneavoastră, mă de ce vreți și când sunt în o agăs de o creangă așa, pac și o am exact cum vreau, în ce direcție vreau, da? nu mai zic de ăsta de magnețel, care la fel este extrem, extrem de folositor, Să iau o, tablă. Uite. Da? o prind și lanterna stă fără nicio problemă, da? o prindeți unde vedeți o bucată de uh, metal, ați prins-o și o îndreptați cum vreți, este pur și simplu extraordinară. Ok, um. acum suportul de cap. Totuși, sunt situații, eu l-am folosit pe al meu. Eu i-am scos asta, am desfăcut-o și am scos asta a treia baretă. Dacă sunteți puțini, adică folosiți ceva mai, cum să zic eu, activități ce mersul pe bicicletă, mai alergat, e bine să o lăsați, dar faceți teste pentru activități mai în jurul casei, mai pașnici așa, merge fără probleme, grătar, eu o folosesc doar cu o baretă, deci să astea se pot desface și o scoate sau o lăsați cum doriți dumneavoastră, asta a treia, în fine. Acum, ce este nou? Lanterna se poate monta cu tot cu clipsul de buzunar pus, modelul vechi trebuia scos sau în fine dacă îl puneai cu ei riscai să rupi bareta aia, în fine, dar acum asta se poate monta așa, fără nicio problemă, pe sub clips și are, după cum observați, are două șanțuri aici aici și aici focalizat aici da? în care intră baretele astea vă arăt imediat uite, așa da? și se mișcă, îi putem roti Normal ca și clipul ăsta se mișcă, că nu e, nu e fix. Da? Îi rotim, o rotim, deci nu e nicio problemă, nu se mai rupe asta, îi oferă chiar o stabilitate în plus. Îmi place maxim noul ăsta, îmi place foarte mult. A, uite, uite aici cu adusese. E, vechiul model era așa, cu chestia asta care se punea așa. Eu n-am avut probleme cu el și am folosit-o ceva timp. Adică majoritatea n-au avut probleme, dar dacă montai lanterna cu clips de buzunar, de obicei ți era silă sau nu-l scoteai să nu-l pierzi și puneai asta peste clips, ăla să mai tăia și ăsta se putea rupe, da? prostia asta de silicon. Da? Bă, în fine, nu știu cum să zic, ăsta se mișca puțin mai greu față de asta. Ei, acum, la noul suport, mișcarea este mult mai lină, este fermă adică nu, nu se mișcă, dar este așa zici care e pe rulmenți, nu știu cum să vă spun, la aia era puțin grip, trebuia să mai tare, adică dacă era pe cap trebuia să te chinui puțin, da? dar acum merge foarte mișto, bineînțeles că puteți să o puneți și fără clipsul ăsta de buzunar dacă nu aveți nevoie, da? o puneți așa și o mișcați cât, în ce direcție doriți, da? și se scoate așa pur și simplu pe aici. Deci îmi place alegerea asta. Acum să vedem și feedback-ul noastră. M Am spus, n-au fost. Au fost câteva uh, cereri, nu foarte multe, foarte puține, sub 1% să zic așa din total. Au reclamat că au rupt chestia asta. Majoritatea, acum nu știu, nu vreau să acuz pe nimeni, dar majoritatea au pus asta peste clips, că ne-au și spus. În fine, nu mai contează. Olight ar fi trebuit să se gândească, s-a gândit. Și a scos chestia asta, lasă clipsul acolo, nu mai stau să am grijă. Lui că și eu aveam problema asta, trebuia să mă concentrez unde pun clipsul de buzunar, să nu-l pierd când o puneam în suport. Dar, în fine, am făcut-o o chestie de asta în care le țineam. Ok, acum să vi le arăt și pe amândouă. Că tot am adus-o. Vedeți, asta este mai finuță. Asta e pe run simplu, asta e pe run 2. Nu e mult mai mare un pic de tot mai lungă, însă avem acumulator mai mare cu descărcare mai mare 4000 și automat o autonomie mai mare, avem și mai mulți lumen, vreo 500 de lumen în plus, care nu e, e e mult aici suprafața este aceeași, însă o lai printr-un artificiu foarte inteligent, da? observați senzorul aici e senzorul de la Perun, ăsta e senzorul de la Perun 2, folosind un senzor mai mic, da? o suprafață mai mică, automat au folosit o suprafață din, din lupă, din lentilă mai mare, iar randamentul a crescut foarte mult, deci ce vedem noi pe perete, să spun, în, în, pe afară, da? este... Mult mai mare automat de -a, bă, sunt 500 de lumeni în plus, dar și bucățica asta mică, care credeți că nu... Deci contează enorm, pentru că era acolo, nu știu cât să zic eu, 30%, 20%, 30%, care se pierdea pur și simplu din lumină, nu puteau să o concentreze acolo unde vreau. Acum area este mult mai luminoasă, mai bine definită, mai mare. O să vă arăt afară, o să facem testele de noapte capul ăsta este puțin, nu foarte mult, dar este puțin mai lat, după cum vedeți, ăsta e pe rând 2, sau să le pun așa, Ce au câștigat prin asta? Bineînțeles, disiparea căldurii, asta fiind așa finuță, n-aveai ce să faci cu căldura și trebuia să scadă, că se topesc calea înăuntru, e fizică, E, Acum au făcut un, vedeți, radiatorul ăsta este mult mai proeminent, căldura se disipă puțin mai bine, avem niște autonomii și niște timpi foarte, foarte, foarte buni. Da? Uitați-vă și pe site că sunt acolo trecute toate, toate detaliile tehnice pentru cei interesați. Modurile sunt 2500 pe maxim, high 500, mediu 120, low 30 și moonlight 5 lumeni așa, pe modul high, că acolo cam asta este modul pe care și eu îl utilizez mereu, sunt la grătar, că la al altul e mult prea mult, n-am cu că morbește, avem o autonomie maxim de 270 de minute și nu scade niciodată, ăștia 500 de lumeni. Deci foarte, foarte mult, pe modul turbo vreo 2 minute, ține pe ăștia 2500, apoi scade la 800, atenție, deci practic mai modul 800 va fi continuu da? și cu autonomie de 175 de minute, ce e foarte mult. Mi-a plăcut alegerea asta, că înainte ele mai scădeau, dar scădeau mai puțin, adică de la 2500 ei se duceau la, să zic, 1500, dar tot e mult prea mult pentru o lanternă de tip ăsta, 1500, mai ales venind după 2500 și automat trebuia să scadă din nou, că se încingea de, de nu mai puteai să ții mâinile pe ele și să deslipeau LED-urile astea, că n-ai ce să-i faci, dacă ajungi undeva la 70 în interior, 60 să zic, deja e periculos că se deslipește fludorul ăla. e, acum au făcut o chestie foarte mișto, mie îmi place maxim asta, e, 2500 ai nevoie, da, pentru urgențe, cauți ceva, vrei să luminezi ceva, 2 minute e mai mult decât suficient, da, apoi bineînțeles că o mai stinge, o mai prins din nou, asta e altă poveste, de eu spun continuu, da? apoi la singurică, adică dacă vrei să te plimbi pe bicicletă și nu sunt de ajuns să ia 500 de lumeni, vrei tu puțin mai mult, nicio problemă, o pornești pe maxim, pe ăștia 2500, în două minute va scădea și va rămâne fix pe 800 de lumeni, în mod continuu 175 de minute. Deci, ce să vă zic, eu ce văd, că până la urmă asta nu nu mă interesează foarte mult datele astea, mă interesează raportul, adică ce lumina, cum o percep eu pe perete, pe stradă, este, este ok. Gândiți-vă că acum am aici să dau pe modul maxim, 1 da? 2. Deci acum am 500 de lumen, da? Și gândiți-vă că în stânga și în dreapta mea am lumini, da? că sunt în studio și am foarte mult de 10.000 deci cred că am vreo aproape 30.000 de lumeni aici, dar dispersați, foarte aproape de mine, stânga-dreapta, deci maxim un metru stânga. Și uitați-o cum se vede, da? Deci contează foarte mult și uitați dacă o ridic puțin, da? Sunt așa, cum sunt, să zic, față de masă la un metru, deja lumina este uniformă, da? O să vă arăt afară, foarte interesant. Na, dacă aveți nevoie de 2500 de lume să căutați ceva, deci e pit mare de așa secunda asta că stă câteva simt căldura, deci e o lumină extrem de mare. Ok, așa cum spunea și Steve Jobs, a avut el o, o replică celebră că designul este o chestie relativă, modul în care arată un obiect este o chestie relativă de fapt contează modul în care funcționează acel obiect, teorie pe care și-a bazat tot, tot, ce înseamnă compania Apple, așa și o light. El totul se rezumă întotdeauna la ceea ce face, da? la cum luminează. Bineînțeles că toate accesoriile astea, toate multifuncționalitatea asta de care dă dovadă pe rând 2, este, vine și este un plus, este un bonus și ne ajută și creează o lanternă perfectă. Nu e o lanternă ieftină, mai ales pentru România, însă nu avem ce să facem, atâta costă ele. Încercăm să facem și promoții și pachete, în fine, dar ele înțelegeți că sunt niște lanterne scumpe, cu atenție la detalii dusă la extrem, totul costă. Olai nu copiază pe nimeni, iarăși e foarte important, iar prețul research se găsește întotdeauna în produse. Este logic, da? pentru că tot timpul, ați văzut, scoate chestii noi, inovații, încearcă. Ino... Este un... o companie în domeniul lanternelor ce este schimbă lucruri. Da? Cum a schimbat în vânătoare, că a apărut cu de domnul, multe, multe. Asta la magnețelul, nu inventează nimic, că s-au inventat lucrurile până în secolul ăsta, în anul 2021. Dar nu s-a gândit nimeni să le aplice și să le îmbunătățească și să le facă perfecte, da? adică să pui un magnet aici. Normal că n-am inventat o light magnetul. Dar o a, a făcut posibilă tot ăsta, adică a făcut și încărcarea asta magnetică să nu ne încurce și fixarea magnetică cu totul, senzorii de proximitate, deci e un întreg ecosistem acolo și îmi place direcția, cel puțin pe stilul meu și eu cred că și pe stilul vostru, cei ce se uită la clipurile astea, că altfel nu v-ați uita, v-ați uita la alți producători, da? că sunt și alții care merg așa pe marketing frumos, elegant, nu spune cât. 5.000 de lume în... 3 secunde sau cu ții mâna pe buton, în fine, dar nu se spune pe chestia asta, observ după ce o cumperi. Vă mulțumesc că stați alături de noi, că sunteți alături, că sunteți pe canalul ăsta, că vă plac lanternele Olight. Sper să aveți una și să vă facă fericit, să e vorba despre bucurie și utilitate până la urmă. Vă mulțumim maxim, vă mulțumesc maxim și ne vedem afară la filmările de noapte.